Bună seara, stimați telespectatori, cronica de noapte cu reporter virtual fără Grigore Cartianu. Am vorbit zilele trecute cu el, era pe undeva pe la Cluj, se simțea foarte bine, a vândut o grămadă de cărți și se întâlnește cu o grămadă de oameni interesanți. Apropo de oameni interesanți, l-am astăzi invitat pe doctorul Marian Stamate. Bună seara, Marian! Nu o să fac exact în emisiunea asta ce n-am făcut până acum, și anume să mă prefac că mă întâlnesc cu Marian Stamate pentru a doua oară în viață. Marian Stamate este prieten de 30 de ani, ai făcut ultimul calcul? Da, 30. E spăimântător, nu? Au trecut 30 de ani de când ne-am cunoscut. Este doctor la Spitalul Colțea, unul din doctorii foarte buni, vă confirm, din experiențe personale, și un om din, de aceeași seamă cu mine, din aceeași generație și cu păreri puternice. Îmi face mare plăcere să schimb cu Marian tot felul de impresii despre lucrurile care ne înconjoară, iar astăzi o să discutăm nu numai de probleme din sistemul medical, și am câteva întrebări și din zona respectivă, ci aș vrea să mă ofer și latura, perspectiva umană a doctorului, care are familie, are păreri, are opinii, e bombardat de evenimente, vede 4 televiziuni care transmit în același timp interviul lui Ion Cristoiu cu Sebastian Ghiță, care are tupeu să spună că eu n-am fugit din țară, cum n-ai fugit din țară? Că ești căutat aici și tu ești acolo, da? Deci un fel de prostire de asta în masă. În sfârșit, intrăm în subiecte. Apropo de 40 de ani, 30 de ani de când ne cunoaștem, și atunci cred că aveam vreo 17 ani când... Mai devreme, 16 ani, în sfârșit. În zona respectivă am și uitat, suntem acum oameni adulți, ca să nu zic boșorogi. Apropo de asta, am avut un deja vu la ultimul congres al PSD-ului. Eu de obicei nu folosesc aici spațiul emisiunii cu, pe subiecte Dragnea, Ponta. A, Ponta îmi place subiectul. Ponta e un subiect care îmi place pentru că oamenii au tendința, românii în special, au tendința să uite și să ierte prea repede. Și de fiecare dată când Dragnea vrea să arate cu degetul spre Ponta și Ponta spre Dragnea, îmi face mare plăcere să amintesc ce creatură politică a fost și acest Victor Ponta. Probabil că în cursul emisiunii astea o să mai discutăm despre asta. Dar am văzut imagini de la, de la congresul PSD. Și, Mariane, am avut un deja vu. A 1989 minus cincinal 1984, am avut deja vu generației părinților noștri, că tot m-a mâncat pe mine undeva și m-am apucat să scriu despre generația ratată a tatălui meu, chestie pentru care mi-am primit o grămadă de aprecieri și o grămadă de critici, inclusiv din partea familiei. Și m-a șocat faptul că oamenii ăștia în anul 2018 se comportau exact, dar exact ca ăia din 1989. În condițiile în care nu mai au scuza, domne, ăsta era sistemul, așa se făcea, așa fusesem educați, în sfârșit vine securitatea și ne ia, nu vine nimeni să ia. Ei sunt într-o luptă cu un stat paralel pe care nu-l definesc niciodată și tot discută foarte ambigu despre chestia asta, și descoperim că statul paralel sunt tot ei și prietenii lor, de fiecare dată când avem exemple. În sfârșit, ai urmărit evenimentul? Și ce-ai... Destul de vag, pentru că eram în cursul unei conferințe medicale. Însă, într-adevăr, este... I-ai văzut ridicându-se în picioare și aplaudându-l pe Dragnea, care spunea mai vreți să fiu președintele vostru? Și ăștia spuneau da! Toți într-un glas acolo. Sala Palatului, Nicolae Ceaușescu în Sala Palatului, Liviu Dragnea Sala Palatului. Aplauze în ritmate, aplauze ritmate. Să te rogi de conducător și să-l alegi în unanimitate și nu știu ce, aceeași chestie și colo și colo.
E vorba ce de, simți e după vorba, 30 de ani? Vorba, că suntem tot acolo. În primul rând, de, să nu uităm că acolo totuși au fost doar 4.000 de oameni. E vorba de o complicitate, evident. O complicitate, sunt legături inerente care îi leagă. Însă nu cei 4.000 sunt problema. Problema sunt cei celelalte milioane care aduc asemenea structuri la conducere. Și cred că, de fapt, românii suferă iremediabil de mai multe complexe, prin care sindromul Stockholm, adică complicitatea victimei cu agresorul. Trăim din nou timpuri care seamănă poate cu comunismul, dar oricum trăsăturile unei guvernări, să-i spunem fanariote cu tendințe medievale, se întrezărește la orizont. E, ori teama viscerală a țăranului român față de arendaș, față de boier, față de fanariotul care dădea titlurile boierilor și care mai departe dădeau pământurile arendașilor, această teamă viscerală cred că a rămas. Și teama asta e întotdeauna cuplată cu o adulație subconștientă colectivă. La români problema e softul colectiv, care este destul de defect și nici măcar nu le-a permis să-și definească în 30 de ani, nu, de la Revoluție, 28 de ani, un sistem real al valorilor, deși au venit în contact cu lumea occidentală, cu, din când în când, cu informații și cu presă de tip occidental, cel puțin pentru o scurtă perioadă. E greu de făcut o psihologie a mulțimilor în amănunt în momentul ăsta. Oricum, pentru... punctul tău de vedere e ușor, cum să zic eu, pesimist, așa, adică realist. Am mai auzit teoria asta. Dom'le, ăștia sunt cei pe care i-am ales. Bun, și între două alegeri. Care alegeri? Între două operațiuni de alegeri, da? I-am pus cei 4.000 de oameni de care vorbești tu și care ei ca număr sunt nereprezentativi, dar ca și putere sunt ultra-reprezentativi. În realitate, da? Puterea o dețin vreo 10.000. Cei okay. N-au încăput 10.000 în sala acolo. N-au încăput 10.000 în sala aia acolo, așa. Mare parte sunt ăia din sala de acolo. Bun, ce faci ca și filozofie de viață? Îl votezi pe unul astăzi, vezi că o iei razna, o ia razna, o iei și tu razna după el și spui, bă, stai puțin că noi n-am votat așa ceva, da? Nici măcar cei care au votat PSD-ul, mulți dintre ei n-au votat ce face PSD-ul astăzi. Ce faci între două alegeri, între două momente de alegeri? Sunt mai multe probleme. Prima problemă pleacă de la lege, legea electorală. Dacă stăm să citim legea electorală, vedem că e făcută în așa măsură încât votul să nu conteze sau să conteze într-o proporție foarte mică. Bună oară, dacă vorbim de vot asociat cu conceptul de democrație, citim în lege că dacă o comunitate dintr-un oraș, mai mic sau mai mare, decide să-și trimite un candidat independent în Parlamentul României și decide să-l voteze, dacă acel candidat independent nu trece pragul electoral stabilit absolut științific, ca să spun așa, încât să nu-l depășească un independent real, el nu va ajunge în Parlamentul României. Voturile se vor redistribui la cei și se vor trezi reprezentați și conduși. Dar procentul de redistribuire, Maria, sunt mici, adică la nivelul țării se adună. Se adună, dar la cei 50-60% cât a avut PSD-ul, așa, procentul a fost destul de mic din voturile redistribuite. Marea majoritate s-a dus și a pus ștampila direct pe trandafirul lor. Vorbesc de marea majoritate dintre voturi. Asta, da? În ideea în care plecăm de la premisa că alegerile sunt totdeauna curate ca un cristal, că nimic nu se întâmplă, că nu există niciun fel de influențare directă sau indirectă a votului, că nu există manipulare a alegătorilor. Adică, dacă plecăm de la o ipoteză extrem de optimistă. Dar, repet, nici măcar în lege, chiar și în condiția ipotetică a unei desfășuri impecabile a unui proces electoral, nici măcar în lege nu există o corespondență directă între puterea și responsabilitatea votului individual sau unei comunități și rezultatul acestei. Da, ajungi să reprezinți niște oameni care nu aveau nicio legătură cu tine. Bun. Exact. Ce ne facem cu ăștia 4.000 care ei în anul 2018... Exact ca generația părinților noștri, și nu vorbesc de părinții noștri, asta e pentru cei care au IQ-ul mai redus, că am întâlnit și de ăștia. Când vorbesc de generația lui tata, nu vorbesc de tata, da? Ca să vă fie clar.
vorbesc eu și de tata, da? Dacă e cazul. A venit și m-a certat, m-a dojenit, m-a nu știu ce. Au și problemele lor. Au, de exemplu, dacă vorbim de părinți, ca să-i satisfac pe cei care spun, domne, da, vorbește, așa. M-am întâlnit acum câteva luni de zile cu părinții mei și am avut încă o confirmare că mulți din generația lor, inclusiv ei, într-o oarecare măsură, trăiesc în ceea ce americanul numește acest denial. Domne, negare. Nu era așa. Și mi se pare că ți-am și povestit la un moment dat, când spunea, eu povesteam, depăram și noi amintiri, fără patos, fără off intern. Era doar ca poveste, așa. Cum nu aveam nimic în frigider și maica mea îmi spune, nu se poate, nu a existat niciodată vreun moment să nu avem de mâncare în frigider. Cum nu a existat? Da. Păi eu unde eram? Ce am inventat eu acum? Eu am nezis, da? Selectivă, e o anumită doză de mitomanie pe care această generație și-a auto-indus-o. Adică ei vor să uite anumite chestii. Partea de responsabilitate pe care o au, nu numai față de proprii lor copii, dar și în general față de corpul social din care au făcut parte și din care fac parte în continuare. Da? Pentru că n-au dispărut din peisajul social, n-au dispărut din peisajul de electoral și așa mai departe. Și vedem și ne-am întors din nou, gata, i-am satisfăcut și pe aia care vreau să audă și de mama și de tata. Uite, mama nu și mi-aduce aminte că aveam frigiderul gol. Ce să fac? Să-i spun, ești între ciocan și nicovală. Să zici, da, mama, așa este, ca să eviți. Sau să-i spui, bă, nu e așa, că nu e așa. Că... Și atunci apar scântei. E, și din aceste scântei se naște plăcerea unora. Ce ne facem cu ea patru mică? Mama mea, mama ta, sunt niște personaje care, indiferent ce opinie au avut, sunt victime, exact. Da, ce facem cu ea patru mii care se ridică în picioare? Stimați spectatori, avem un filmuleț pe care am să vi-l arăt ca să înțelegeți mai bine despre ce vorbim în acest moment, la 30 de ani de la Revoluție, o generație care în bună măsură are legătură cu comunismul, de media de vârstă acolo e totuși pe la 50 și spre 60 de ani, dar sunt în sală și multe persoane din generația noastră, Mariane, și chiar mai tineri, mai tineri, da. Așa, care nu mai au nicio scuză. Bine, și în general... Sunt și de 24 de ani în primul rând. În general nu au, da, trebuie să arăți bine, să ai un corp perfect și așa mai departe. Ceea ce bun. Nu se poate spune ce... despre noi, da. Ne exclude, gata, am ieșit din... Bun, și deci oricum nu are niciunul vreo scuză cum aveau cei din generație aratată când băteau din palme la congres și o să vedeți imediat filmulețul, pentru că suntem în anul 2018 și nu îi arestează nimeni sau nici măcar nu le poate fi frică că îi va aresta cineva, nici măcar nu pot minți chestia asta, așa cum făceau cei din generația părinților noștri. Regia, vă rog, filmulețul care are o foarte bună comparație și exprimă foarte bine ce încercăm noi să discutăm aici. Regia, filmul.